Înainte să trecem la treabă, o să vă spun un lucru sincer, ca de la inimă la inimă. Oameni buni, nu puteți să fiți atât de sufletiști. De fiecare dată când vin aici, e deja a doua oară, mă simt ca acasă. Nu exagerez cu nimic. Mă simt printre ai mei. Mă simt în familie. Am parte de o primire necontrafăcută. Sunteți atât de sufletiști și știu asta încă din timpul surprizelor, pentru că unele dintre cele mai emoționante povești de acolo, spuse spontan, spuse în direct, veneau din partea surprizilor noștri, așa cum obișnuiam să-i numim, de aici, din Moldova de dincolo, cum spuneam atunci. Între timp am învățat să ștergem granițele, am învățat să-i spunem Moldova noastră. Vă mulțumesc din suflet pentru primirea calitatea voastră.